11 noiembrie, Sfântul Mina. Sărbătoarea tâlharilor, serbată atât de aceștia cât și de păgubași, care îi cer Sfântului Mina ajutorul pentru prinderea hoților, este cadrul de desfășurare a multor practici cu caracter magic. Fiind vorba în principal de magia întoarcerilor, a faptelor hoților, a lucrurilor furate, practicile respective erau folosite și în magia dragostei, pentru întoarcerea inimilor ursiților întârziați. În această zi, femeile duc la biserică lumânări, pe care le lipesc la sfeșnice cu capătul care de obicei se aprinde, ca să se întoarcă spre casa lor inimile voitorilor de rău, întocmai cum au întors lumânarea. Fetele mari duc și ele astfel de lumânări, pe care le întorc și astfel le aprind, ca să se întoarcă spre ele inimile celor doriți.